Discutăm despre celulită și acumularea de grăsime. Sunt foarte multe tehnici despre care se vorbește pentru tratarea lor. Haideți să, nu știu, să facem un fel de enumerare și să explicăm care tehnică se potrivește cărui tip de această problemă. În primul rând, trebuie să separăm puțin lucrurile, pentru că celulita nu este neapărat o acumulare de grăsime, deși în capul multora dintre noi lucrurile se confundă. În fapt, celulita este o dispunere dezordonată și septată a fibrelor de grăsime subcutanate, deci nu vorbim de grăsimea profundă, și ea se poate asocia cu fibroză a țesutului gras, care va tracționa de despărțiturile dintre lobulii de grăsime, creând aspectul clasic de coajă de portocală. În cazul în care în aceste septuri fibroase sunt prinse și microcirculație, deși microvase, ne vom trezi și cu edem, adică cu lichide în exces în zona respectivă. În cazul în care în aceste septuri sunt prinse filete nervoase, ne putem trezi cu senzații de disconfort sau chiar de durere în zona respectivă. Deci, practic, celulita reprezintă aspectul vălurit și dezordonat al țesutului subcutanat și implicit al pielii care îl acoperă și nu are legătură neapărat cu greutatea corporală. Există persoane foarte corecte din punct de vedere al raportului între înălțime și greutate, deci persoane suple, care au foarte multă celulită și există persoane suple fără celulită, cu celulită și există persoane obeze, care însă au pielea netedă și uniformă și nu prezintă strop de celulită. De altfel, un exemplu clasic este diferența între femeie și bărbat. La femeie, în mod congenital, lobulul de grăsime este așezat ca țigla pe casă și atunci valurile se vor forma mult mai ușor. La bărbați, lobulii de grăsime sunt așezați ca niște cărămizi într-un zid și rareori, deși sunt adesea obezi, o să vezi celulită la un bărbat. În ceea ce privește depunerile localizate de grăsime, nici ele nu sunt neapărat obezitate, sau dacă vreți să o numim obezitate, o putem numi obezitate localizată. Asta se referă la faptul că din comenzile hormonale, grăsimea se depune neuniform. Deci sunt persoane care atunci când se îngrașă predominant pe burtă sau în partea de sus a corpului, așa zisa obezitate androgină, și sunt persoane care se îngrașă predominant pe coapse, pe aripioare, cum le numim noi, așa zisa obezitate ginoidă. În cazul în care persoana slăbește foarte greu din zona aceea, în ciuda faptului că a slăbit la cântar, putem vorbi într-adevăr de obezitatea localizată. Pentru că de foarte multe ori se fac confuzii între tratamentul celulitei și tratamentul obezității localizate și între tratamentul obezității localizate și tratamentul obezității în general. Atunci când vorbim de metode de tratament, fie ele anticelulitic, fie ele antiobezitate localizată, întotdeauna ne vom gândi că ele suplinesc tratamentul obezității în general. De exemplu, dacă nu intrăm pe metabolism catabolic, adică dacă atunci când tratăm obezitatea localizată, nu facem și o restricție din punct de vedere al dietei, deci continuăm să mâncăm supracaloric sau dezordonat, rezultatele vor fi modeste în ciuda efortului. Invers, din păcate, se întâmplă. Deci, din păcate, se întâmplă că atunci când avem o dietă corectă, să slăbim de peste tot, mai puțin exact din locul în care vrem și atunci, într-adevăr, intervine rolul tratamentelor pentru obezitatea localizată. În ceea ce privește celulita, trebuie să ținem cont de faptul că există, să-i spunem așa, trei forme mari, care au și ele niște subforme, e mai puțin important, dar cele trei forme mari sunt celulita fibroasă, celulita edematoasă și celulita mixtă. Celulita fibroasă este atunci când pielea este fermă
și prezintă valuri pe suprafața ei, pe care le poți vedea și în repaus, deci stă femeia picior peste picior sau stă pur și simplu în picioare și pe spatele piciorului de regulă începi să vezi în niște găurele sau niște valuri în țesutul ei, care însă nu se modifică odată cu mișcarea persoanei respective. Aceasta este celulita fibroasă și o să enumerăm foarte pe scurt principalele metode de tratament. În ceea ce privește celulita edematoasă, ea este dată de infiltrarea cu apă. Este celulita care arată ca piftia, se clatină odată cu noi atunci când ne mișcăm și pielea arată ca un burete neuniform. Ea foarte frecvent se însoțește de tulburări hormonale, se mai poate vedea și la persoanele care au tratamente hormonale, inclusiv tratamente contraceptive sau indiferent de alți hormoni, și de asemenea la cei care au tulburări de circulație periferică. Deci persoanele care prezintă venectazii sau edeme la nivelul picioarelor, foarte frecvent fac celulită edematoasă. Acest lucru se poate vedea de obicei inclusiv pe fața, nu numai pe spatele piciorului, cum este clasic celulita fibroasă. În ceea ce privește celulita mixtă, ea este un melanj între cele două forme descrise anterior, de altfel și cea mai neplăcută la privire și cea mai dificil de tratat. În privința obezității localizate, în general ne referim la depuneri nepotrivite de grăsime între piele și mușchi, predominant pe anumite zone. Principalele zone sunt abdomenul, flancurile, coapsele, genunchii și bărbia dublă. Acestea sunt zonele clasice de obezitate localizată. Atunci când vedem probleme dispuse la nivelul brațelor, la nivelul spatelui, de obicei sunt niște combinații cu alte tipuri de obezitate, deci apar în contextul general, sau cu tulburări de drenaj limfatic pe teritoriul respectiv. Deci nu prea poți să vorbești de obezitate localizată în mod real pe spate sau în mod real pe brațe, pentru că nu prea există comandă hormonală pentru zona respectivă. Să ne întoarcem, ați spus că vom face o prezentare a tehnicilor pentru aceste probleme, tehnici de rezolvare a acestor probleme. Celulita este o afecțiune care cuprinde o mare masă de femei, deci numărul persoanelor cu celulită este foarte mare. Ca atare, tratamente se încearcă de foarte multă vreme. Încă de când au început femeile să poarte fuste mai scurte, au început să se preocupe și de aspectul acesta de coajă de portocală și au început să caute metode de tratament, pentru că ea, în fapt, nu este o boală. Deci să fie foarte clar, dacă nu e dureroasă sau dacă nu e în cadrul unei insuficiențe venoase, celulita, oricât de disgrațioasă ar fi, nu semnifică bol de ficat, bol de rinic sau alte probleme privind sănătatea pacientului. Din acest motiv, de foarte multe ori, pacientul poate alege împreună cu medicul metoda de tratament, pe de o parte adresată cauzei, deci în momentul în care ne vom prezenta la consult, primul lucru va fi o evaluare a stării de sănătate generale, deci dacă avem probleme cu varicele, cu circulația periferică, dacă avem probleme hormonale, dacă avem probleme cutanate, dacă avem gene. Deci dacă mama sau tata sau rudele noastre au avut aceste probleme, le vom căuta și la pacientul din fața noastră. În momentul în care le identificăm, e bine să înceapă cel puțin simultan, odată cu tratamentul celulitei și corecția problemelor care au dus la apariția ei. În al doilea rând, trebuie să ne uităm puțin la modul de viață al pacientei. Deci cu cât pacienta va consuma hrană cu mai mulți hormoni, produse mai sintetice, fast food, mezeluri și așa mai departe, dacă ia contraceptive orale sau tableta de a doua zi, dacă este complet sedentară și nu face mișcare, bineînțeles că ar trebui, de fapt, întâi să începem cu o corecție a modului de viață. Pentru că altfel, toate tratamentele privind celulita vor avea un efect temporar
atâta timp cât le vom face și câteva săptămâni sau luni după. Dacă noi ne întoarcem la aceleași condiții de viață, o să reapară și aceeași condiție cutanat. În ceea ce privește cele mai importante mijloace de tratament, sunt în primul rând tratamentele cu radiofrecvență. Tratamentele cu radiofrecvență sunt tratamente care desfac septurile fibroase, deci se adresează, ca să spunem așa, cauzei primare a oricărui tip de celulită, care fac o piele mai fermă, deci se va vedea mai puțin conținutul vălurit al panicului și care îți asigură o îmbunătățire a țesutului pe termen lung. Ele, pentru a fi mai eficiente, se combină cu tehnici de masaj. Uh-huh. Atenție că masajul anticelulitic este foarte important să fie făcut corect, pentru că dacă se face cu ciupituri, cu bătăi, cu lovituri și se lasă cu vânătăi, vom avea practic o upgradare peste câteva săptămâni, chiar dacă pe moment ni se pare mai bine a gradului de celulită pe care îl avem. Și nu în ultimul rând, trebuie să fie foarte clar că substanțele care însoțesc masajul anticelulitic trebuie să fie adresate tipului de celulită. Deci dacă avem o celulită fibroasă, vom folosi creme termoactive. Dacă avem o celulită edematoasă, vom folosi întotdeauna creme drenante. În general, extracte din vitamina C, din ulei de lămâie, din arnică, din castan și așa mai departe. Lista poate continua, dar niciodată la cald. Pentru că una din principalele probleme ale tratamentelor anticelulitice sunt date de expunerile nepotrivite în saune, în termocuverte și în alte metode de încălzire globale, care nu țin cont de, nu țin seamă de faptul că în momentul în care bagi omul într-o saună, îi strici și vasele, îi pierzi și ionii și îi strici pielea în general, chiar dacă pe moment se va simți mai bine. În al treilea rând, mijloacele de drenaj. Mijloacele de drenaj pot fi făcute prin mișcare în apă, deci aquagym mers prin apă, în not, indiferent de forma de mișcare în apă. În al doilea rând, există în centrele de frumusețe și în centrele medicale echipamente pentru drenajul limfatic prin presiune, deci se face ca un fel de tensiometru gigant care începe cu etajele inferioare, deci începe cu laba piciorului și va crește gradat presiunea până ajunge la nivelul bazinului. În al treilea rând, există mijloace de drenaj injectabil, deci există cocktailuri de mezoterapie care se administrează pentru a evacua lichidele și pentru a aduce acolo un beneficiu de substanțe nutritive, de minerale, de tonifiante pentru piele alături de drenajul respectiv. Și nu în ultimul rând, există foarte multe, să-i spunem așa, accesorii. Accesorii cum ar fi infraroșiile, cum ar fi vacuumul ca să prindă mai bine radiofrecvența sau ca să ai un masaj mai puternic, dar fără să rup vase, cum ar fi aceste produse în fiole cu vitamine sau cu alte componente care se administrează prin împachetări. În general, lista este fără sfârșit. Nu există carte, nu există centru, nu există an în care să nu apară ceva nou, pentru că este o problemă veche și insuficient rezolvată. În general, practic, alegerea se face și după buget, pentru că tratamentele serioase care combină câte 3-4 tipuri de terapii într-un singur echipament sunt costisitoare și pacienții trebuie să înțeleagă foarte clar că nu vor face nimic cu o ședință. Deci, de exemplu, dacă eu nu-mi pot permite o ședință complexă care poate să coste 50, 70, chiar 100 de euro, nu are rost să fac una. Da. Dacă nu cât le voi putea continua. În general, noi spunem între 6 și 12, dar mai puțin de 6 este o pierdere de vreme și de resurse financiare. În schimb, cu 70 de euro îmi pot face abonament la un bazin și să mă mișc toată vara în apă ca să drenez măcar partea edematoasă a celulitei. Și nu în ultimul rând, că din păcate toate tratamentele serioase anticelulitice necesită întreținere.
Deci faptul că am făcut acele, să-i spunem, 10 ședințe în medie, nu înseamnă că odată, cel puțin la o lună, două, nu va trebui să ne întoarcem și să menținem aceste rezultate și că ne putem întoarce la sedentarism, la diete nepotrivite și la lipsa oricărei îngrijiri din punct de vedere cutanat.